Urmează un reportaj dedicat domnilor, dar la care trebuie să fie atente, bineînțeles, și doamnele, fiindcă, așa spun specialiștii, femeile sunt cele care aleg de obicei ținuta partenerilor la evenimentele importante, așadar vom descoperi 5 trucuri esențiale pentru a arăta impecabil, indiferent de ocazie. De la alegerea costumului perfect, la accesoriile care fac diferența, iată tot ce trebuie să știți pentru a vă pune în valoare stilul. Este perioada evenimentelor și toată lumea întreabă cum să se îmbrace, mai ales femeile pentru soților, dar chiar și bărbații își doresc să știe. Dragilor, în primul rând, atenție unde vă duceți. Nu vă îmbrăcați nepotrivit locului. Un eveniment generic, sigur, o nuntă, la un ballroom, atunci te îmbraci elegant. Costum, cravată, cămașă sau, de ce nu, papion în locul cravatei. Poate fi chiar un smoking dacă este extrem de elegant evenimentul. Dar dacă este un eveniment de vară, lejer, în hambar, poate pe malul piscinei, într-o locație un pic mai relaxată, atunci o să adopți o ținută pe măsură, costum, tricou, polo, o variantă de bluză chiar. Poate fi, de ce nu, și cămașă, dar eviți cravata, eviți papionul, eviți în general accesoriile care cumva îți țin și calci și sunt puțin incomode. În picioare poți opta pentru o pereche de sneakers sau loafers, pantofii fiind puțin cam eleganți pentru acest context. 2. Nu copia rețete. Te poți inspira, sigur, din social media, dar nu lua ținuta de acolo a unui domn care nu are personalitatea ta, nu are aspectul tău fizic, ești corpolent, atunci o să porți dungi verticale. Eviți dungile orizontale și eviți carourile, mai ales carourile mari pe care le poartă cei foarte supli care își doresc să obțină un pic de volum. De asemenea, poți purta pantaloni și pantofi de aceeași culoare. Acest truc creează un efect vizual de continuitate și alungește silueta. 3. Oricât de relaxat este evenimentul, chiar nu porți mânecă scurtă. Ei bine, poți să porți o cămașă din in, pentru că e vară, e cald, inul protejează extraordinar, și o porți suflecată, îi sufleci mânecile în momentul care devine foarte cald și la dans, la fel. Iar pentru partea de jos, dacă evenimentul este pe malul mării sau la piscină, poți opta pentru bermude, dar mare atenție, alege o pereche cu dungă, bine călcate și într-o nuanță neutră sau pastelată, iar lungimea trebuie să fie până la genunchi sau puțin deasupra. Punctul 4 se referă la alegerea între curea și bretele. Și eu îți recomand să nu porți curea, ci să alegi bretele. De ce? Pentru că bretelele subțiază, lungesc silueta, sunt practic două dungi verticale. Așează pantalonul fix unde îți dorești tu, pentru că știi ce face cureaua? Strânge zona respectivă, scoate burtica afară și coboară pantalonul în jos. Important este că toate bretelele merg și cu cravată, și cu papion, și cu eșarfa ascot, și cu batistă de buzunar. Nu sunt un accesoriu care practic le concurează pe celelalte, ci un accesoriu care completează ținuta și este extrem de practic. Bretelele pot avea diverse forme, cele mai comune fiind în formă de X și Y. Acestea se atașează fie cu cleme, fie cu nasturi. Modelele cu nasturi sunt considerate mai tradiționale și mai elegante. 5. Poartă obligatoriu sacou. Și spune asta pentru că orice bărbat trebuie să aibă un sacou frumos în garderobă. Dacă vorbim de vară, alegi sigur o țesătură lejeră, care respiră, poate fi in cu mătase naturale, dar și cu un pic de lână din aceea pură, fină, care face să nu se șifoneze sacoul. Știu că vi se pare mult să purtați sacou vara, dar vă spun ceva, vă conferă o relaxare din punct de vedere termic. De ce? Pentru că este un foarte bun termoizolant. Dacă... Și încă un lucru foarte important, pentru vară, ia-ți o pălărie. Lasă utilitatea evidentă că te protejează de razele soarelui, dar în primul rând pentru că aduce un plus de eleganță.